În luna august anului trecut, Ludovic Orban a avut o opinie contrară celei pe care a îmbrățișat-o la moțiunea inițiată acum de USR și AUR. Atunci, liderul PNL era convins că trebuie așteptată o decizie a CCR înainte de a se merge mai departe cu calendarul moțiunii. Acum, nu. Tabăra Orban din PNL are și o explicație pentru asta, un atac dur la Aripa Câțu. Deocamdată așteptăm pronunțarea Curții Constituționale privitoare la conflictul juridic de natură constituțională pe care l-am declanșat. Noi considerăm că este neconstituțională dezbaterea și votarea moțiunii până nu se pronunță Curtea Constituțională. Asta spunea Ludovic Orban în luna august 2020. Acum discursul pare schimbat radical. Derularea calendarului moțiunii de cenzură este obligatorie pentru că nerespectarea procedurii înseamnă încălcarea Constituției și încălcarea principiului constituțional al statului de drept. Tabăra Orban din cadrul PNL vine cu o explicație. Calendarul moțiunii PSD din august 2020 nu a fost suspendat ca urmare a sesizării CCR de către premierul Ludovic Orban. Moțiunea a fost depusă pe 17 august, moțiunea a fost citită în plen pe 20 august, CCR a fost sesizată pe 21 august pe motiv de depunerea moțiunii în sesiune extraordinară, dar CCR s-a pronunțat pe 14 septembrie. Ulterior, susținătorii lui Ludovic Orban din cadrul PNL lansează și un atac dur. Aceștia subliniază că această aparentă lipsă de consecvență a fost scoasă în evidență concomitent de către PSD, dar și de către Alina Gorghiu, din echipa lui Florin Câțu. Cu alte cuvinte, o nouă colaborare imorală între Aripa Câțu și pesediști.